Bună dimineața încă o dată tuturor. Iată, ne aflăm lângă spitalul de urgență. Da. Și am întâlnit o doamnă tot cu o problemă. Și așa interesant, mi-a spus că am vrut chiar a doua oară să-mi spui, doamna. Cum vă zice? Îmi zice Galina. Doamna Galina. Da, sunt din Răiunul Călăraș. Și vreau să spun că am fost cu aproape 2 ani la spitalul cu zavod de teramid, cu plată. Plată să-mi fac operație la un picior. Dar pe acolo 100 de mii, cred. Da, da, mi-a zis 100 de mii. Uh-huh. Și de 28 de mii am dat analizuri, 8 mii am plătit că am stat 2 suci în secții. Grozav. Pe urmă mi-a spus că nu se primește operația, că am probleme cu inima. Da, dar ei mi-au făcut 10 cardiograme, 180 de lei cardiograma. Eu văzut la prima, la a doua și cardiograma. Și întors înapoi din... Nu ne-a întors nimic. Nu, dar din 100 de mii care... Nimic. Nimic. Nimic asta. Și ei s-au socotit pe analizuri. Dar aici la... Acum eu am venit aici la spitalul de urgență, am venit și eu așa la... La o consultație. Mm-hmm. Un medic, Dumnezeu să-i dea sănătate, să-i poarte de grijă la toată lumea. Sunt medicii foarte buni. Puteți numi și numele dacă așa e bun. Domnul Iuri Vasilici. Iuri Vasilici. Eu m-am consultat și dumnealui ne-a spus că spate de făcut. Ne-a făcut cardiogramă, anesteziolog, atât, spate de operat. M-a operat la picior. Bine, sunteți o doamnă tare pozitivă. Sunt bucuroasă. Merg picioare, dar de-am mai pe merge și acum mă duc azi la comisie ca să-mi pui, mă pune la rând cu a doilea picior. Aha. Dar nu m-am gândit niciodată în viață că eu îi merge pe picioare și probleme am avut. Așa că eu vreau iertare. Să vă spun, da, vreau da. Să spun, la spitalul cu plată, contra plată unde te duci, nu-și predă interesul medicii, fiindcă ei sunt mulțumiți cu ceea ce le dai. Aha. Dar ca să-și dea interes pentru sănătatea omului, nu prea. Eu încerc spuză, dar ce s-a întâmplat, dacă se poate de spus? La mine, la picior, se rodea os de os. Uh-huh. Și era de-am ultimul grad și mi-a făcut câte 10 cardiograme la inimă și a spus că am probleme cu inima. Da, uh-huh. Dar bine, eu când am venit aici la spital de urgență, tot mi-a făcut cardiogramă, la mine tot normal, se poate de operat. Bine, mulțumesc că v-ați oprit tot și ați... Doresc la toată lumea sănătate, la toți medicii de fața Pământului. Fieri și rădare că intră în voie la toți bolnavii, foarte stimează, vine din minut în minut și te întreabă și cu tine și cum și nu m-am gândit niciodată în viață. Vă spun ce zic, ne-am întâlnit întâmplător, da. Dar povestea asta eu am povestit-o la medicul din raionul meu Călăraș, domnul Iuri, care, domnul Veveriț, care el aici aici s-a specializat aici. Aha. Și ne-a spus și că doamna Galina, zice, e clar că sunt foarte buni medici, de ce se numește spital de urgență? Că ei riscuiesc. Da, merg la da. Risc ca să salveți viața. Bine, fiți sănătoasă și bucuros că v-am întâlnit. Mulțumim!